Ce greu e! Nu te opri! Încerc! Oh, ce aproape am fost! Stai! Super! Am reușit! Am cel mai mare scor! A fost genial! Ce se întâmplă? Ce tare! Wow, e o căsuță! De unde a apărut? Nu contează, hai să o analizăm! Abia aștept! Ce mult îmi place! Trebuie să o decorăm! Ești gata? 3, 2, 1, start! Umflă-l și mai mult! Nu vreau să se spargă! Uite! Nu pot lăsa pe Gina să facă un balon mai mare ca mine! Hei, ce rea ești! De ce ai făcut asta? A fost amuzant! Pot și eu să fac asta! Asta meriți! Wow, ce tare! Bucăți uriașe de gumă de mestecat! Ia să vedem! Wow, extraordinar! Le-am putea folosi pentru a decora casa! Sunny, fix la asta m-am gândit și eu! Dă-te la o parte! E și asta o metodă! O să mă apuc de treabă! Bravo, Sunny! Fiu, mi s-a făcut foame! Am nevoie de o gustare! Din fericire, am mereu la mine un borcan cu cremă de ciocolată! Mai avem nevoie de ceva! Aha! Unde a dispărut? Voiam să o mănânc! Ai încredere în mine! O să o întind peste gumă! Perfect! O să o ajute să se lipească de pereți! O să fac la fel și cu restul! Parcă ar fi cărămizi! Wow, impresionant! Și mi-a mai rămas și niște cremă de ciocolată! E delicioasă! Sunt mândră de cum arată, dar are nevoie de un acoperiș! Ce-am putea folosi? Ah, știu! Am o pătură! Fii atentă! E perfectă! E foarte pufoasă! Ce mult îmi place! Dar avem nevoie și de niște perne! Așa mai vii de acasă! Abia aștept să-l testez! Pare comod! Bravo! Deci, ce urmează? Gata! Am adăugat și iarba! Ce greu a fost! Acum o să fac și restul grădinii! O să atârn iedera asta de pereți! Așa arată mai rustic! Și avem nevoie de câțiva copaci! Trebuie să mă odihnesc la final! Fereastra asta are nevoie de un ghiveci! Oh, ce drăguță e! Trebuie să o ud mai târziu! O să iasă super! Dar am nevoie de o agrafă! E aproape gata! Arată magic! Cum ți se pare? Avem propriul curcubeu! Nu! Acadeaua mea! Fii atentă la păr! Ups, scuze! A fost un accident! Stai așa, cred că o putem folosi la ceva! Am o idee genială! Ce faci acolo? O să afli cât de curând! O să-ți placă garantat! Uite, e o acadea uriașă! O putem agăța fix aici! E locul perfect! E ca o operă de artă! O operă de artă uriașă și delicioasă! Cum ți se pare? Da, merge, dar nu e comestibilă! Ah, corect! Nu ți-am aruncat acadeaua? Are doar niște fire de păr pe ea! Nu pot mânca așa ceva! Cred că ai nevoie de agrafele astea! Ca să nu mai produci alte dezastre! Mersi mult! Și-mi pare rău de acadeaua ta! Noi bai! Gata! Deschidem cutia! Oare ce conține? Ce-i ăsta? Ok, ciudat! Oh, uite! O instalație luminoasă! O să o pun deoparte momentan! Wow, chisimisi! Dă-i drumul! Eu am văzut-o prima! Stai! Camionul cu înghețată! Ce bine arată! Hai să mergem! Ce multe opțiuni avem! Ah, eu vreau un cornet de căpșuni! Wow, arată delicios! Nu-i bai, ia altul! Oh, serios? De ce? Sper că am destui bani! Da, am! O înghețată, te rog! Oh, mulțumesc! Poftim! Mersi! Stai așa, e greu de apucat! Serios? Nu! Oprim eu! Am reușit! Ai pierdut ceva? A fost extraordinar! Ești eroina mea! Gata, dă-mi înghețata! Ce bună e! Stai așa, avem o instalație și cornete... Știu! Gata, pauza s-a terminat! Am o idee genială apropo de cornetele astea! Avem nevoie doar de instalația asta! O să înmoi cornetul în glazură! Vreau să-i acopăr marginea! Apoi îl pot înmuia în bombonele colorate! Arată delicios! Dar nu le vom mânca!
Să crezi tu! Oprește-te! Am nevoie de el! Putem mânca vârfurile! Apoi o să bag becul în cornet! O să arate super! Creează o atmosferă primitoare! Wow, ce drăguț arată! Mi s-a făcut foame din cauza lor! Nu mă simt prea bine! Au! Hai să vedem dacă ai febră! Trebuie neapărat! Nu-mi place deloc să fiu bolnavă! E îngrozitor! Ți-am făcut un ceai fierbinte! O să te ajute! Gustă-l! Oh, ce drăguț! Ia să vedem! Aoleu! Nu e bine deloc! Cum e posibil? Ai febră și trebuie să te odihnești! Întinde-te sus și culcă-te! Gata cu treaba! Trebuie să stai cât mai confortabil! Și eu trebuie să mă odihnesc! Sper să am vise plăcute! Stai! N-am pernă! Cum pot dormi așa? Trebuie să găsesc o soluție! Se pare că nu mă pot culca! Ce se întâmplă acolo jos? Sunny, ești bine? Știu ce pot face! O pot ajuta pe Sunny! Și pot mânca și ceva bun! Hai să facem popcorn! O să-mi torn boabele în gură și febra se va ocupa de ele! Se întâmplă ceva! Ce ciudat e! Cred că o pocni toate! O să scuip popcornul în punga asta! Trebuie să o umplu complet! Nu avem nevoie de un aparat de făcut popcorn! Mă ocup eu! Wow, ce idee bună! O să încerc și eu! Nu funcționează! Poate am nevoie de mai multă presiune! Au! N-a sunat bine deloc! Super! Mi-am spart un dinte! Dentistul meu o să fie îngrozit! Aproape am terminat perna! O să-i lipesc un sticker deasupra! Oh, ce drăguță e! Hei, Sunny! Asta e pentru tine! Oh, mersi! E fix ce-mi trebuie! Stai! Zâna măseluță există în realitate, nu? Pot afla adevărul doar așa! O să-mi pun dintele fix aici și o să pun perna deasupra! Trebuie să-mi fac somnul de frumusețe! Mereu adorm când nu mă roi! 1, 2, 3... De unde au apărut toate oile astea? Oh, ce bine arată! Se pare că am niște treabă de făcut! Ho, ho, ho! Moș Crăciun e în vacanță! Dar m-am cam rătăcit! Trebuie să mă uit pe hartă! Am făcut stânga la Polul Nord și... Ah, Hawaii e încolo! Hai să mergem! Au! Hei, moșule! Ți-am spus să ai grijă la alea! Ups, nu țipa! Era să se trezească! Oh, ce dinte frumos! Sunny merită ceva delicios! Mi se pare corect! Gata, trebuie să plec! Ce bine am dormit! M-am odihnit ca lumea! Am dormit ca un bebeluș! Și perna asta, parcă am dormit pe un norișor! Dar trebuie să mă trezesc! Dintele meu! Era să uit de el? Nu cred! M-a vizitat zâna măseluță! Mă simt mult mai bine! De unde a apărut acadeaua asta de Crăciun? Nu mă plâng! Uite ce mi-a lăsat zâna măseluță! Wow, ce norocoasă ești! Ai o acadea de Crăciun? Îmi plac super mult! Ah, e cineva la ușă! Hei, fetelor! Mulțumim de invitație! Îmi place cum ați aranjat totul, dar unde ne putem lăsa hainele? Nu știu. Sau poate am o idee. A funcționat! Avem cuier! O să-l pun fix aici. Ce drăguț e! Mersi, Sunny! Acum ne putem distra în voie. Yahoo! Sper ca vecinii să nu fie deranjați de zgomot. Oh, ia uite, Matthew! Am găsit un radio! Și într-o stare destul de bună! Oare ce avem noi aici? O mână din lemn, un copac vechi, niște lumânări... Oh, nu se poate! Ce-i asta? Wow! Glumești? Cred că e o placă de surf! Tina, uite! Poftim? Ah,
e uimitoare! Vreau și eu ceva grozav! Trebuie să mai caut! Sigur e ceva pe aici! Of, nimic în cutia asta! Poate dacă aș căuta aici? O cocoașă! Nu, mersi! Stai! Wow, vai de mine! Cred că e ceva gonflabil! Un colac, poate? Sau o piscină? Stai puțin! Cred că mi-a venit o idee! Pasul 1. Folosește pompa de bicicletă ca să umfli chestia asta gonflabilă. Trebuie să pompezi în continuare. Ce muncă grea! Ok, acum trebuie să-mi deschid ghiozdanul pentru pasul 2. Haideți, dulciurilor, intrați în piscina de copii! Da, toate! Hai, hai! Nu avem toată ziua la dispoziție. Ce? Tina, cum de aveai atât de multe dulciuri acolo? Stai puțin! Tina, ne gândim la același lucru? Poftim! Ia casca asta pentru protecție! Gata! Geronimo! A mers! Am aterizat în piscina cu dulciuri! Matt, e rândul meu acum! Uite-te la mine! Hei, ai reușit, Tina? Normal! Hai să sărbătorim acum! Ce avem noi aici? Pare să fie un fel de geamantan! Ești de aici? Ce? Auci! Vai, ce e ăla? Așa e, nu? Hai să vedem ce e înăuntru! Ar putea fi ceva epic! Multe mizerii, nu? Hei, stai! O acadea! Pare delicioasă! Matthew, nu era ok! Eu am cariocile astea! Distracție plăcută cu ele! Eu am veioza asta care o să mă țină ocupat! Dar mai întâi trebuie să scap de abajurul ăsta jerpelit! Acum o să-l întorc invers și o să pun niște lipici cald! Nu e nevoie de mult, doar un strop! Și apoi paiele! Le-am tăiat la dimensiunea potrivită și acum pot să le prind de cadrul abajurului! Perfect! Acum trebuie să continui cu alte culori! Părerea mea e că e un abajur frumos! Bun, hai să punem abajurul ăsta la loc pe veioză și să vedem ce-am obținut! Wow, a ieșit grozav! Hei, Matthew, uite, te-am desenat! Foarte amuzant! Eu am făcut veioza asta! Wow, tu ai făcut chestia aia? Sunt impresionată! Dar cred că putea să fie și mai reușită! Stai să-ți arăt ceva, trebuie să desenez nițel aici! Gata, am colorat scociul pe care l-am pus pe rola de scoci! Sună amuzant! În fine, ia uite, se pune fix peste abajurul tău! Wow, ești genială, Tina! Copii, sunteți aici? Ascunde gustările! Trebuie să repar asta! Ce faceți aici? Ce ai acolo lângă picior? N-aveți voie cu mâncare aici! Știți regulile! Mă întorc imediat! Ai ceva bun supat? Uite ce de bunătăți! Am avut mereu o cameră secretă supat! Aoleu! Of! Ce-a durut! Ce cameră mare! Și era supat? N-ar strica să facem puțină curățenie? Bine că avem destul timp la dispoziție! Fiu, am obosit! Acum ne putem primi recompensa! Hei, ce bine arată camera asta! Ne gândim la același lucru? Da, să înceapă petrecerea! Coborul ăsta nu e deloc comod! N-ar strica niște scaune? Da, ai dreptate. Ce enervant e! Stai! Ține astea! Hei, puteai să mă avertizezi înainte? Scuze! Stai puțin! O să te aștept aici atunci! E greuț! Cactus din 3 litere! Acum ce se mai întâmplă? Ce perne moale! De unde a apărut? Bine, îți arăt! Ai nevoie doar de una coață! Apoi le poți coase una de alta! Trebuie să le coși în linie dreaptă! Stai, s-au încrucișat, așa! Uite, am cusut mai multe! Nu-i așa că arată interesant? Wow! Ai făcut asta din perne? Acum o să stăm comod pe jos! E mult mai bine, nu-i așa? Mersi! Cum se deschide ambalajul ăsta? Gata, am terminat toate dulciurile! Și acum? Pot să-mi ating nasul cu limba! Nu, tu ești ciudată! Ce m-am plictisit! Dar se pare că e ora mesei! Hei! Scrie că e ora mesei! Wow, ce tare! Sunt preferatele mele! Mersi!
Super! Iu, cu plăcere! Acum pot mânca? Hei, ce-au pățit papucii tăi? O să faci mizerie pe jos! Poftim? A, scuze, urcă înapoi atunci. O, nu, stai, a căzut! Sunt blocat aici, se pare. Sau poate pot face ceva cu asta. Evident! Începe prin a rula funia așa. Continuă fără a îndoi funia. Trebuie să rămână aplatizată, vezi? Fă asta până se termină toată funia. Adaugă niște lipici fierbinte aici pentru a fixa capătul. Gata! Nu-i așa că arată bine? Și așa n-o să mai murdăresc covorul. Interesant! Acum descalță-te! Bine, bine! Acum ești mulțumită? Da, mi-a revenit pofta de mâncare! Da, și mie mi-e o foame de lup! Matthew, vin aici! Și tu, Dina? Bun, eu sunt Lily și avem doi oameni modești aici. În dreapta mea e Matthew, un tip obișnuit, care e posibil să fie nițel confuz în privința acestei situații. Și în stânga mea o avem pe Tina, care poate că e mai în temă. Bun, acum suntem pregătiți pentru marele eveniment, provocarea transformării camerei. Vai de mine! Super! Da! Ura! Bun, acum că sunteți amândoi pe fază, hai să vedem premiul. Ta-dam! O servietă plină cu bani. Oh, doamne! Da, deci suntem pregătiți să începem provocarea? Am trei cutii misterioase în fața mea, Tina și Matthew. Vă rog să alegeți o cutie. O vreau pe asta! Da, am luat-o! Nu se poate! Am un card în cutia mea! Matthew are o sumă bunicică de bani și Tina... Oh, îmi pare rău, dar uneori ăsta e jocul. Și ce era în ultima cutie? Vai de mine, un teanc de bani! Așadar, Matthew și Tina, e timpul să vă puneți banii deoparte. Doamne! Pun pariu că pot face multe cu pereții având atât de mulți bani. Wow, lingouri de aur, cu plăcere! Sunt grele. Stai liniștit, le țin bine. Mi-ai văzut lingourile de aur, Tina? Pentru că sunt grozave. Clar le pot folosi în camera mea. Și acum e timpul să trecem la treabă. Oh, fie fierbinte! Da, exact, topiți-vă, frumoasele mele. Merge de minune! Fiu, mi-e cam cald acum totuși. Cred că ajunge. Ești gata să vezi asta? Pentru că adaug sclipici în aurul meu. Niciodată nu e prea multă strălucire. Trebuie să folosesc bățul ăsta ca să amestec totul. Trafaletule, ești pregătit? Pentru că e timpul să te murdărim. Oh, da, arată grozav. Uite ce de aur. Ok, trafaletul meu e plin. Cred că sunt gata. Hai să-l folosim și să vedem cum arată. Trebuie să mă asigur că dau mai multe straturi ca să nu ratez nicio zonă. Iese mai bine decât am sperat vreodată. Bun, să vedem ce pot folosi de pe aici. O să iau vopselele astea. Acum trebuie să mă furișez afară. Ups! Ce crezi că faci? Salutare, domnule paznic, nu e ceea ce pare. Trebuie să le plătești sau să mi le dai. Sunt cu ochii pe tine. Wow, Matthew, pereții tăi arată uimitor. Nu pot să cred. Opa, Tina, stai pe partea ta, te rog. Are dreptate, dar măcar am niște vopsea pe care o pot folosi. Ok, o să încep cu movul ăsta și o să las gravitația să-și facă treaba. Wow, uite ce frumos curge vopseaua. Dar acum trec la următoarea fază. Am nevoie de niște vopsea în palmă. Acum o să mă asigur că mâinile mele sunt pline de culoare. Hai să facem niște urme de palme pe peretele meu. Bate palma, Matthew. Glumeam. Bun, e timpul să văd cum v-ați descurcat cu pereții voștri. Wow, adevărul e că sunt extrem de impresionat. Ar fi super să ai o casă făcută din dulciuri. Ai putea mânca ceva bun la orice oră. Care sunt dulciurile tale preferate? Spune-ne mai jos într-un comentariu. Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri distractive.